Una dintre cele mai impunătoare biserici ale Constanței, Biserica Sfânta Maria, și-a sărbătorit marțea aceasta hramul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a făcut o vizită pastorală în parohie și a săvârșit Sfânta Liturghie. O biserică atât de frumoasă, de încăpătoare și care este primitoare, mai ales că este și închinată Maicii Domnului, Biserica cea vie. O adevărat, acest moment este pentru noi toți o bucurie și o împărtășire de daruri bogate de sfințenie. Nașterea celei ce va purta în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu însemnează pregătirea palatului celui ceresc, pentru că Maica Domnului devine palat împărătesc și ceresc. Maica Domnului care se naște astăzi este cea pregătită de Dumnezeu și așteptată de protopărinți, de proroci și de toți strămoșii cei din veac. Hramul parohiei a fost încununat în acest an de primirea spre închinare a moaștelor Sfintei Mucenițe Tecla, aduse de câteva zile la Constanța de către o delegație de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Foarte mulți credincioși au venit să se închine Sfintelor Odoare. Am primit cu mare bucurie invitația dumneavoastră să aducem aici, în mijlocul credincioșilor de la această parohie, Sfintele Moaște ale Sfintei Tecla, pentru binecuvântarea acestui neam binecuvântat. Αυτή η Αγία η οποία ήταν συνειδηπόρος του, του μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Această sfântă care a fost l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel, η οποία πέρασε μεγάλα μαρτύρια και διωγμούς, care a suferit multe necazuri și multe prigoniri, αλλά η χάρις του Χριστού πάντα την επισκίαζε και την εθεράπευε από τα βασανιστήρια που τους προξενούσαν. Dar prin Harul lui Hristos a reușit să scape de toate aceste necazuri și de toate aceste prigoniri din partea idololatrilor. Όπου στο τέλος του βίου της, σε βαθύ γύρας, ασκήτευε σε κάποιο όρος. Astfel încât la bătrânețe a reușit să ajungă într-o stare de asceză într-un munte de lângă Ierusalim. Construcția Bisericii Sfânta Maria a început în anul 1990, iar în 1997 a fost sfințită. Deși suntem într-o zi din săptămână, în zi de marți, în care multă lume este angrenată cu angajamentele lor la locul de muncă, iată că foarte mulți și-au luat liber astăzi, ca să poată fi în casa lui Dumnezeu, în această minunată biserică închinată nașterii Maicii Domnului, casa Maicii Domnului în care fiecare ne găsim alinarea. Și mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de lângă localitatea constanțeană de Leni și-a sărbătorit hramul. În ajunul praznicului, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie a fost prezent în mijlocul obștii monahale și a săvârșit slujba privegherii. Această mănăstire, mănăstirea de Len, este coroana tuturor creștinilor. Fiecare creștin a venit cu o floare și a adăugat la această sfântă coroană a Maicii Domnului, pentru că mănăstirea de Len poartă hramul, nașterea Maicii Domnului, Maica Domnului, Maica Mântuirii noastre. Mănăstirea funcționează din anul 2003 cu o biserică de lemn construită în stil maramureșan.